Se mărește plafonul pentru datoria sua, despre asta vom vorbi în acest video, dar ne vom uita și pe piețele financiare sp 500 și asta cum reacționează la această veste, de asemenea și Bitcoin-ul și uh, vom vedea cum ne apropiem să închidem prima lună roșie pe Bitcoin anul acesta, deși suntem în plin bear market, am avut 4 luni pe verde cel puțin deocamdată. Sua este foarte foarte aproape să vină la un consens pentru mărirea plafonului datoriei, niciodată în istorie nu s-a ajuns la situația în care SUA să intre în incapacitate de Plată. datoria s-a mărit continuu, practic ce ar însemna să intre în incapacitate de plată de la 1 iunie să nu mai poată plăti pensiile private, să nu mai poată uh, să susțină oamenii din armată, practic uh, se vorbește de un eventual colaps economic dacă acest uh, lucru s-ar întâmpla. Înainte să începem, nu uitați să lași un like și eu vă mulțumesc pentru fiecare like care ajută în uh, acest bear market cum încerc și eu să vă ajut pe voi, vă mulțumesc că și voi mă ajutați. Bun, și uh, Joe Biden a spus uh, că. Au un acord de principiu pentru a mări datoria sua și să evite un default. Acesta a descris acest agreement ca un compromis. Deși dealul s-a făcut după săptămânii dure de negociere, încă mai trebuie să fie aprobat în congres. În timp ce trezoreria avertiza Casa Albă că SUA o să rămână fără bani pe 5 iunie dacă un deal nu este aprobat. În acest fel, SUA trebuie să împrumute bani din nou ca să financeze guvernul deoarece a cheltuit mai mult decât a reușit să strângă din taxe. Și ne uităm foarte rapid și pe acest articol ce s-ar întâmplat dacă SU ar face default și nu a reușit să mărească datoria? În primul rând, acest lucru nu s-a mai întâmplat în istorie și este destul de greu să ne dăm seama concret la ce s-ar întâmpla, dar în acest caz ar fi colaps economic major. Guvernul nu ar fi în stare să mai plătească salariile angajaților federali sau cecurile pentru Social Security, plăți pe care milioane de pensionari din SUA se bazează, s-ar opri. Deci, cam asta s-ar întâmpla dacă nu ajung la un agreement însă este aproape imposibil deoarece istoric a fost un agreement mereu și din nou sunt foarte foarte aproape pentru a face acest lucru dacă ne uităm pe S&P 500 a închis la 4205 S&P peste 4200 extrem de bullish target ar fi 4300 mie mi se pare în continuare o situație mai grea economic de aceea aș aștepta un pic cu investiția pe stocuri știți foarte bine all time high pe S&P 500 este la 4800 și low din acest bear market la 3500, deocamdată trendul ascendent încă puternic pentru S&P 500 deci să vedem dacă reușește să împingă până la 4320 dar arată destul de bullish de asemenea și uh, Nasdaq la 14.298 cu un all time high la 16.800 deci nu arată criză, nu arată situația economică globală dezastroasă acest raliu pe Nasdaq, că reușește să treacă de 13.700 și cu această veste poate putem să vedem o continuare a pampului pe piețele financiare și de această dată chiar și pe Bitcoin. Dacă ne uităm un pic pe dominanță, cel mai important încă nu cedează acest trendline cu galben, sunt cu ochii pe el deoarece dominanța rulează deja de 71 de zile într-o zonă foarte periculoasă pentru altcoin și am profitat de această ocazie, am mai adăugat ceva altcoins cum ar fi DOT, EGOLD, deoarece consider că sunt deja niște zone decente de bear market, trebuie să vedem dacă dominanța sparge 49%, ce s-ar întâmpla în acest caz, ori avem un raliu Bitcoin și vin și alcoinurile mai greu după el, ori avem un crash pe piață și alcoinurile vor suferi foarte mult în această situație. Dacă ne uităm pe candelele de o lună pe Bitcoin pe monthly, avem luna mai a 5-a lună care 90% va închide pe roșu chiar și cu această creștere la 27.100 în momentul de față pentru Bitcoin acesta ar trebui să treacă de 29.400 în următoarele zile ca să închidem a 5-a lună consecutiv pe verde în plin bear market și nu cred că este cazul Totuși, cât timp reușește să închidă peste lăul anterior 27.150, luna uh, pentru o lună roșie arată destul de decent. Stăm cu ochii pe el, aveam o zonă de suport importantă la 25.100, dar Bitcoin Bitcoinul s-a oprit un pic mai sus de această dată, 25.700. Nu a vrut uh, să mai scadă, să ne ofere și o posibilitate de acumulare zona aceasta. O urmăresc pentru încă o acumulare 25.000-25.200, cam pe acolo. Dacă ne uităm și pe candele de o zi, vedem că avem 4 zile consecutive pe verde pentru Bitcoin, deși volumul este în scădere cel puțin pe Coinbase. A reușit să facă un dublu subsol în zona de 25.800 Bitcoin-ul și Momentan ar arată destul de bine. Trece de partea aceasta mediana canalului de trend, care este încă descendent, deci nu trebuie să confundăm acest lucru, dar suntem foarte atenți la zona aceasta de rezistență 28.100, 28.300. Dacă Bitcoin nu ar sparge această zonă, ar invalida trendul descendent. Desigur, dacă nu vedem un breakout fals și se întoarce înapoi în trend, până nu reușește să treacă de această zonă, de când am pus topul la 31.000, suntem pe scădere. Pe de altă parte, dacă ne uităm la trendul macro, să ținem cont de uh, linia punctată uh, galbenă, trendul macro nu arată așa rău, încă păstrează minimele în urcare cu atingerea aceasta 19.500, momentan ar fi uh, 25.000 zona pe care Bitcoin trebuie să o spargă, să devenim extrem de beriși pentru trendul macro de pe tot anul acesta. Interesant că a reușit să se oprească la 25.700 uh, în zona asta, deoarece avea o imbalanță care rămâne uh, valabilă în partea stângă și cred că uh, o va închide anul acesta până în zona de 25.000, acolo cred că este prima oportunitate de acumulare, totuși reacționează destul de bine și Bitcoinul graficul arată deocamdată decent. Dacă ne uităm pe medii pe daily a reușit să revină după ce scăzuse sub 100 IMEI și acum... Bitcoin testează 50 IME, ne așteptăm la rezistență în zona aceasta 27400 mare, mare atenție deoarece anterior Bitcoin a respins 50 IME în situațiile acestea după ce a pierdut media ultimelor 50 de zile. Bitcoin nu a mai reușit să treacă peste aceasta în momentul actual, ar fi un semnal bunicel dacă reușește să treacă peste 50 EMA. De asemenea și RSI-ul începe să arate un pic mai bine, a pus un higher high, deocamdată momentul mult destul de bun pentru Bitcoin. MACD-ul a făcut un cross destul de bine din nou. Pare că s-a oprit corecția și Bitcoin ar vrea să se ducă un pic mai sus în momentul acesta. Esta. Cam asta a fost pentru astăzi. Îți mulțumesc că ai urmărit. Nu uitați să lași un like. În ping comments, vă voi lăsa și un chestionar pentru o persoană din comunitate care își dă licența în cripto. Dacă doriți să-l ajutați, puteți să completați acel chestionar. Durează 1-2 minute și este anonim. Desigur, doar dacă aveți timp și vă face plăcere să faceți acest lucru. Eu vă mulțumesc frumos, ne auzim data viitoare. Salut!